Un vârstnic a fost declarat mort din greșeală și dus la morgă într-un sac. Legiștii s-au speriat când au văzut că mișcă. Un vârstnic din Shanghai a fost declarat mort din greșeală și dus la morgă într-un sac. Este cel mai recent semn de disfuncționalitate în orașul afectat de COVID, unde milioane de oameni sunt în izolare forțată. Imaginile au devenit virale, imaginile filmate de un martor arată momentul în care mai mulți muncitori îmbrăcați din cap până în picioare, în echipamente de protecție, se sperie în momentul în care își dau seama că bărbatul este încă în viață. Înregistrarea arată cum capul bărbatului, care se afla într-un azil de bătrâni, iese din sacul mortuar, în timp ce muncitorii îl ridică dintr-un vehicul. Persoana care filmează videoclipul, aparent dintr-o clădire din apropiere, spune: "Căminul de bătrâni este un adevărat dezastru. Au trimis o persoană în viață pe un drig și au spus că este moartă." Personalul firmei de pompe funebre a spus că încă se mișcă. Este iresponsabil, cu adevărat iresponsabil, notează CNN. Shanghaiul se luptă cu un foc ar de COVID de la începutul lunii martie, iar din 31 martie este sub izolare tot orașul. Timp de câteva săptămâni, lockdown-ul a interzis aproape tuturor celor 25 de milioane de locuitori să-și părăsească locuințele, ceea ce a provocat un haos, mulți plângându-se că nu au mai avut acces la bunuri de bază, cum ar fi alimente, apă, produse de sănătate și chiar asistență medicală pentru urgențe care nu sunt legate de COVID. Săptămâna trecută, autoritățile au declarat că unele cartiere ar putea începe să atenueze măsurile de izolare dacă nu au raportat niciun caz în ultimele două săptămâni.